Și aș vrea să vă citesc această scrisoare venită acum câteva ore la Răi la Blu. Bună ziua! Ne numim Roman Andrei, Mar Ștefan, Ioana Florentina și alți vecini din bloc. Suntem din București și venim la dumneavoastră cu un caz și dorim, dacă se poate, prin intermediul dumneavoastră, să ne ajutați să vină și la trei copii îngerași, Moș Nicolae sau Moș Crăciun. La noi în bloc locuiesc într-o garsonieră de 16 metri pătrați, fără căldură și apă caldă, trei îngerași abandonați de ambii părinți, din 8 martie 2011, fără niciun ajutor financiar și o bunică bolnavă nedeplasabilă, care îi crește pe copii cu o pensie de 704 lei. Copiii fiind din partea fiului ei cel mare. Bunica din pensie plătește până la 300 de lei întreținere, lumină, 90 de lei, 120 de lei gazele, 36 de lei, iar ce rămâne cumpără cartofi, varză, ceapă, ulei, bulion, zarzavat și mai opresc de pâine copiii. Mai au noroc cu laptele și cornul de la școală. Bunica le gătește odată ciorbă de cartofi, odată tocană de cartofi, apoi iar ciorbă de cartofi, apoi iar tocană de cartofi. Noi niciodată nu am văzut ca Alex sau Nico, copiii mari, să cumpere o bucată de carne sau o bară de salam sau lactate sau fructe. Chiar ieri, pe data de 4 noiembrie, se ducea Alex să cumpere 3 kg de varză și 5 kg de cartofi ca să le ajungă până la pensie, când ia bunica banii. Sunt copii cu minți, ascultători, învață. I-a dat bunica la școală, sunt Alex, clasa 8-a, Nicoleta, clasa 6, Mari, clasa 4-a. Dar sunt copii care trec pe lângă magazine și poftesc și ei la ceva bun sau la dulciuri. De ani de zile așteaptă să vină și la ei Moș Crăciun. L-am întrebat, scriu vecinilor, pe Alex și Mary, ce și-ar dori de Moș Crăciun. Mi-a răspuns fiecare: mâncare, haine și rechizite. Dar știu că moșul nu vine la ei pentru că sunt săraci și copiii la școală râd de ei că sunt săraci și de ani de zile îl așteaptă pe moșul, dar nu a venit. Scrisoarea e mult mai lungă și îți rupe sufletul până la final. Bianca, colega noastră, este în garsoniera de 18 metri pătrați, acolo unde bunica își crește cei trei nepoți. Bună seara, Bianca! Bună seara, Alex, Nicoleta, Mary, bună seara, bunica. Rebecca. Bună seara, Mihai. Dacă ție ți-a rupt sufletul scrisoarea, imaginează-ți cum mi-a rupt mie sufletul această poveste. În ciuda faptului că sunt într-o garsonieră extrem de mică, copiii aceștia merg la școală, își fac temele, nu au absențe, sunt foarte îngrijiți și foarte educați. Iar povestea lor este mult mai complexă decât este descrisă în scrisoare. Pe lângă faptul că mama lor i-a abandonat în 2011 și a spus bunicii că o să vină să ia înapoi după 3 zile și nu s-a mai întors din 2011, atunci când alocațiile lor vin, copiii aceștia nu apucă să-și ridice banii pentru că părinții sunt cei care ajung înaintea lor și le iau și banii aceia. Doamne, doamne, doamne! Aș vrea să se întreb... Deci este ceva ireal. Cine e cel mai mare dintre copii? Alex. Alex, el este cel mai mare. Alex, salut! Tu ești bărbatul casei. Bună seara! O casă în care înțeleg că voi vă înțelegeți foarte bine între voi și cumva nimeni nu știe economie nici la Ministerul de Finanțe, nici la marile corporații din țara asta nu se știe economie mai bine decât în casa asta. Cum să te descurci cu 704 lei? Pentru că alocațiile le scot părinții care i-au părăsit pe acești trei copii înainte ca ei să ajungă să scoată banii pe care ei îi merită. Sunt alocații de stat pentru copii, nu alocații de stat pentru părinți. Alex, vreau să te întreb, astăzi ce ați mâncat? Pentru că înțeleg că în meniul vostru într-o zi e ciorbă de cartofi și în altă zi, în cazul fericit, tocană de cartofi. Astăzi pentru ce a fost rândul? Păi... De dimineață nu am mâncat nimic, am plecat la școală. Am luat laptele și cornul, toți trei. Am mâncat la școală laptele și cornul și acasă ciorbă.
De cartofi. Da. Bianca, dacă mă aude și bunica lor, aș vrea să o întreb pe bunică, când ați gătit altceva în afară de varză și cartofi? Foarte rar, foarte rar am gătit carne când am mai primit cine și-a mai făcut milă de noi să ne mai dea câte o bucată de carne. Și pe lângă mâncare, mai e ceva ce lipsește. Sigur că e mult mai importantă căldura sufletelor decât orice material pe lumea asta, dar atâta vreme cât materialul ăla e sub limita de decență, de subzistență, acel material contează și căldura sufletească nu poate să acopere lipsa căldurii din bloc. Înțeleg că nu aveți apă caldă și nu aveți căldură, blocul nu este racordat de vreme bună la rețea. Noi s-a reacordat din 2012, ni s-a tăiat apa caldă, căldura, pe bază că a fost foarte mare datorii la bloc. Dar acum de două zile, prin Enel, mi s-a montat o centrală termică. Am înțeles. Deci de două zile s-a rezolvat problema căldurii. Da, da, vreau să vă întreb. Am actele... Cu ce plătiți? Da. Pentru că centrala asta termică va duce costurile mult, mult în sus. Credeți că o să vă descurcați iarna asta cu 704 lei? Dacă mi-ajută bunul Dumnezeu, da. Deci dimineața dau drumul la căldură ca să încălzesc dimineața casa și mai dau seara înainte de culcare, iar la fel o oră, două. Observați că nu se plânge. Ați observat de când a început interviul ăsta să se fi plâns de ceva? Nu. Întotdeauna există la orice problemă o rezolvare. Pentru că ei sunt obișnuiți să trăiască în acest univers de 18 metri pătrați. Observați câtă curățenie este. Câtă ordine. Pentru că n-ai cum să stai patru oameni în 18 metri pătrați dacă... Cine e cea mai ordonată dintre fete? Nu știu dacă m-au... Cine vă ajută la curățenie, la ordine, la... Amândouă. Amândouă. Toți trei. Toți trei copii, băiatul ei mă ajută la mâncare mai mult decât fetițele, că e mai mare, la cumpărături. Și cum dormiți? Văd aici un pat etajat. Deci în patul, da. Deci sus doarme băiatul și jos dorm fetițele. Aha. Și dumneavoastră dormiți? Iar eu aici unde sunt pe canapea. Pe canapeaua de unde transmiteți acum. Oameni buni. Da, da. În fața, pe măsuța din fața canapelei, sunt niște lucruri pe care echipa Reda Bun le-a adunat astăzi. Lucruri pe care bunica să le folosească pentru copii, inclusiv dulciuri, niște alimente, niște lucruri de necesitate pentru o căsuță înainte de sărbători. Dar lucrurile astea, pachetul ăsta pe care Reda Bun l-a dus în această seară prin Bianca și colegii noștri, probabil o să le ajungă până de sărbători, maxim. Întrebarea este ce se întâmplă de la Crăciun încolo? Ce se întâmplă cu scrisoarea asta că unii copii scriu către Moș Crăciun și scrisoarea lor nu ajunge niciodată la Moș Crăciun. Deși noi știm că moșul este un om care ascultă și ascultă pe toți copiii. Însă moșul lucrează prin noi. Și aș vrea să vă rog, dacă în ce cartier locuiți? Militar. În Militar. Militar, cartierul Militar. Cel mai aglomerat cartier din București. Are populația cea mai mare. Dacă locuiți în Militar. Sau la 10 minute de Militar. Sau la o oră de Militar. Noi o să vă dăm contactul acestei familii. Și tare ne-ar plăcea ca până în sărbători. Sau poate după sărbători
să mai treceți pe la acești copii. Să știți că sunt niște copii, din ce am citit în această scrisoare, care învață bine. Ei își doresc rechizite de la Moș Crăciun. Nu-și doresc iPhone 11, nu-și doresc păpuși, nu-și doresc jocuri pe computer, nu-și doresc Netflix și așa mai departe. Își doresc rechizite. Aș vrea să le întreb pe fete cât de bine învață ele la școală. Vă întreabă Mihai cât de bine învățați la școală. Bine. Cât de bine. Foarte bine. Tu ce clasă ești? A patra. Și tu? A cincea de. Și Alex? Tu ești a opta, nu? Da. Și aș vrea, în finalul acestei transmisiuni, să-i rogi atât pe cei trei copii. Care este cea mai mare dorință a fiecăruia dintre ei? Care este cea mai mare dorință a fiecăruia? A ta, să le luăm așa pe rând. Ce-ți dorești tu cel mai și cel mai mult? Da, este un telefon pentru că nu mă s-a spart în bucățele și nu mai merge. Își dorește un telefon pentru că acesta pe care l-are i s-a spart în bucățele, iar tu? O tabletă. Tabletă. Și tu? Eu îmi doresc să avem ce să punem de mâncare în frigider și pe masa de Crăciun. Și bunica ce-și niște dorește? Lucruri pe care copiii obișnuiți le au și de care... Eu îmi doresc sănătate, să pot să trăiesc, să-i crezi mari și să am ce să le dau să mănânce zi de zi. Dar dumneavoastră vreau să vă întreb cu atâta. Ce să-i îmbrac și cu ce să-i cum gătiți? Rând. Pentru că știu că dumneavoastră sunteți imobilizată. Nu, băiatul facem aici pe măsuta din fata mea, deci vine băiatul și curățăm cartofii, curățăm ceapa complet tot și el spune gătește la bucătărie. Băiatul gătește. Îi spun tot ce să facă și îl gătește. Observați oftatul de pe fața lui Alex. Alex este sau bărbatul... fata cea mare, că nu-i băiatul, da. Bărbatul casei. Să sune la redacție, la noi, la Reda Bun, nu? Dacă vor să-i ajute, da? Sau pe Facebook, sau pe Instagram, noi vă dăm contactul bunicii din militari, care își crește singură trei nepoți, după ce în 2011 și mama și tata au plecat și ei în continuare încasează alocațiile lor înainte ca acești trei copii să ajungă să le scoată ei. E corect? E drept? Moș Crăciun, ne auzi? Ne întoarcem.